Главное есть, а есть. Дороги! Дорог, пеп-пеп! Bună ziua, dragi telespectatori! Cum vedeți, circul a plecat, dar clownii au rămas. Bravo! Bună ziua, Ruxandra! Ruxandra, foarte corect, da. Un numele foarte frumos și rietchi. Este foarte rar. Și foarte rar. Da, este un nume român. Da, îți mulțumesc, apropo, ți iese foarte bine. Și ați ales așa un scaun interesant. Eu plec. Puțin plec. Da, mă pasipem să spun că să nu-i cratam. Da, da. Хорошо. Bine. Începem de la numele tău, Ruxandra. Dra, da. Eu știu că numele meu Dumitru simbolizează zeița antică. Zeița, da, zeul, zeul. Zeița Demetra, nu? Da. Zeița de Demetra și simbolizează plodorodie. Плодородие, фертилитатя. Да, фертилитатя, да, символизация. Дар нумеле тео Руксандра. Руксандра провине де ла нумеле Роксана, че сямна зорь де зи. Зорь де зи, де время. Ну, де время я порода. Ну, хер мы репрезента нумеле ста де время. Ну, а мы порода, шти ком, трезеш де время, кесли дича. Ну, ну. Ну, трезеш. Ну, мерси. Да, кэн тут te trezești. Mă trezesc când trebuie. Când trebuie, atunci mă trezesc. Noi știm că tu ești un om cu simțul umorului. Mă strădui. Da? Și ce este simțul umorului pentru un om? Pentru mine personal. Da? Da? Sau pentru tine personal? Pentru mine simțul umorului practic este toată viața mea. Pentru că din câte eu țin minte, eu de mică eram cu... Cu simțul umorului. Și mă reprezintă, nu știu, deja tot știu că fata asta are simțul umorului. Frumos cu simțul umorului. Asta mă reprezintă, nu știu, este mod de viață, este faptul cum tu te atârni față de situațiile în viață, cu cât o le iei mai ușor, mai cu umor, unele, evident că nu toate, nu poți să le iei pe toate, cum le iei mai cu umor, îți vine mai ușor, e mai bine, dar ești vesel mereu, ești pozitiv, vezi partea plină a paharului. Noi facem cursuri de limba română și da. Trebuie să învățăm, eu și telespectatori trebuie să învăț niște cuvinte principale. Tema noastră astăzi este umorul. Umorul. Este primul cuvânt, umor. Umor. Umor, da? Umor, umor. Hai să traducem și niște cuvintele care sunt legate cu umor. Hai, sper și eu să le știu. Umorist. Umorist. Asta nu e greu. Umorist. Nu e o temă grea. Umorist. Șutca. Glumă. Glumă. Glumiță. Sau în popor foarte mult spune la, cum, mă rog, ce-o spun în cercurile mele de prieteni, la oameni care glumesc, la umoriști, glumitori, glumiști, glumăreți, glumăceci. 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 Oameni glumăceci. Da, glumitori. Dar glumă și glumiță, ceva... Glumiță? Ce urați? Glumiță? Glumiță. Așa, puțin așa. Eu nu pot să înțeleg. Eu tot am încercat și nică nu ne ajut să slăghesc. Și dieta am ținut și am alergat. Nu, tot. Nu înțeleg. Care e problema? Nu pot să înțeleg. Bine, bine. Glumă, umorist, umor. Ce este mai în această temă legat cu umor? Clown, clown. Smeh. Zâmbet, nu știu, stai, smeh anume, râs, râs, râs. Deci, eu, când eu spun o glumă, oamenii râd. Râd. Da, când oamenii eu râd. Spun o glumă... Sau zâmbesc, dacă e glumiță, zâmbesc. Când eu spun o glumiță, oamenii zâmbesc, dar când eu spun o glumă, oamenii râd. Râd, bravo. Bravo. Da, noi am văzut și videourile tale și tot... La început, da, eu am râs, nu, să spun așa, la început eu am zâmbit și la final eu am râs. Mulțumesc frumos. Cum tu ai îndrăznit? Cum tu ai inventat
Acest... Nu am inventat, asta și ideea. Cum să-ți vid? Acest vid... Acest tip, fel, da, tip, tip acest, de umor. Da, acest fel de umor. Eu nu l-am inventat. Ideea că erau foarte mulți oameni pe Facebook, pe internet, care făceau videourile cu videouri cu, acest, cu această aplicație, că este o aplicație. Mm-hmm. Toți făceau videouri și zic, măi, da să văd și eu, poate și la mine se primește. Și eu făceam și evident că eu le făceam așa, pentru cercuri de prieteni, ne trimitem în personal, zic, îți place? Îți place cum eu așa? Am glumit, știți? Nu că îmi place, dar pune-le pe internet. Zic, bine, facem. Și la început le-am pus pe pagina mea personală. Oamenii am văzut că erau foarte entuziasmați, foarte. Și am înțeles că trebuie o pagină aparte, mm-hmm. pentru că vineau foarte multe notificări cu add friends, like, 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 și eu așa, stați alea, stați, eu negatavă, ești negatavă, gata, nu sunt gata. Nu sunt gata de da. Slavă, da? De, stai, cum e slavă? Glory, glory, nu, dar glory nu prea se spune. Nu sunt gata de известность. Vezi că dacă eu nici nu știu, eu nici nu știu. Nici tu ești gata, nici vezi. Nu da. Sunt gata de a vesti. De a fi vestită. De a fi vestită. Nu sunt gata să fiu dar, vestită. Dar vrei să devii vestită? Nu m-am gândit niciodată la asta. Deci, știi, eu am înțeles că când mergând în transport public prin Chișinău și când am văzut că lumea se apropie, vrei poză, marșrut, cine? Как будет водить маршрут? Аут, шоферы де макси такси, акола фа. Рукси. Ту ешь 5 лей, вы рок. 5 лей, вы рок, ешь вестита. Și ai de unde, da? Nu, nu, oamenii, din oamenii ca mine care merg cu 5 lei. Și vedeam că lumea mă cunoaște sau șoșotește și ai văzut? Și eu mă fac că eu nu văd, n-aud, evident. Și atunci am înțeles că mă, îmi pare că mă cunoaște lumea. Și am început să mă vopsiez mai des. A fost primul critic video. Mama. Mama. Ce evident, a spus mama? Mama a spus... Iară pui nebunii pe internet. A zis că lumea n-a să înțeleagă. Și când am văzut că lumea mă înțelege, o zis că ok, bine, okay, bine, fă ce vrei. Da, mama, evident, a fost primul critic și mi-a zis că măi, o să fie unele momente mai neplăcute pentru că nu toți înțeleg, poate așa. Mă rog, consideră că e un tip de umor mai diferit, mai diferit, da. Dar atât timp cât oamenii zâmbesc, cât oamenii spun că măi, mi-ai făcut ziua frumoasă, cât copilul meu mănâncă cu tine, că eu îi pun video și numai atunci mănâncă. Okay. Am zis că trebuie. Trebuie pentru că e fain, e vesel. Pentru că copiii sunt flămânți. Da, și eu știu și asta că nici da, este un cuvânt tot legat flământ? De... Nu flământ. Da. Cuvântul care este legat, da, cu tema noastră, care? Umorul critică. Critică. Oh. Critică, da. Cum tu reagiruși la critică? Cum eu reacționez. Da, cum da? Tu reacționezi reacționa. La critică? Reacționa. Da. Din start eram foarte așa, distantă și când vedeam ceva, de fapt, critica era foarte puțină la început. Era foarte multe laude, veselie, vesel, super. Și apoi au început critici diferite și eu am văzut că oamenii care țineau cu mine într-un fel răspundeau acestor critici, se făceau acolo istorii și se certau și mi-e tare, nu-mi place că oamenii se ceartă, mai ales de lucruri care sunt legate de pozitiv, de veselie și mereu îndemnau oamenii, măi, nu fiți așa de serioși, nu luați lucrurile serios, pentru că asta e ironie și sarcasm. Dacă nu le înțelegeți, trebuie să stați acasă, da. Nu comentați. Și eu deodată le ștergeam. Le ștergeam, cum apare eu, le ștergeam pentru ca să nu creez, știi? Și asta. Și le ștergeam, dar apoi, nu știu, evident, eu sunt om. Om și eu, am suflet. Și undeva ceva mă măcina, ceva mă deranja. Mă rog, eu cred că noi trebuie să trecem peste chestiile astea. Și am trecut, sper, cred că. Și nu mă mai deranjează așa de tare, dar na, trec peste dâsele, ce fac. Nu mă uit, le ignor și mă uit numai la pozitiv, care este mult mai mult. Trebuie să ne axăm pe partea asta, pozitivă. Mm-hmm.
Bine, cu critică noi am razabrались. Ne-am lămurit. Cu critică noi ne-am lămurit. Să trecem la pahvala. La laudă? Nu-i bahlava, bahlava. Da. A, nu-i bahlava. Pahvala. Nu-i bahlava, nu-i bahlava, pe ce? Nu-i bahlava. Nu, dar unii bahlava. Cum se traduce în limba română pahvala? Pahvala, laudă. Laudă, da, tot un cuvânt foarte frumos. Laudă. Da. Asta e, da, cred că ai în vedere, laudă. Să te încurci, nu, cu laudă, da? Da. Cum tu te descurci cu laudă? Laudă? Eu drept am, pahvala asta când te bravo ești, da, super. Da, da, da. Da, laudă. Foarte bine. Cum să mă descurc? Ce om nu iubește când pe dânsul laudă și eu consider că trebuie să laudă evident acolo unde e bine. Logic. Uh-huh. Atunci când e ceva mai negativ, mai rău, trebuie nu să te insulte, pentru că de multe ori, apropo la critică, ei nu fac o critică, dar insultă, știi? Și atunci când îi laudă anume punctele forte, zic, mai, asta a fost super, asta e bravo, evident că eu le iau super, mulțumesc, încă. Mi-mi place foarte mult, evident. Cum îi place? Ți-ți place când te laudă? Da. De fiecare dată, da? De fiecare dată. Și normal, asta te inspiră. Ne laudați, asta... vă rog. Laudați-mă. Laudați-mă, vă rog. Laudați-mă de fiecare dată. Laudați-mă de fiecare dată. Stimați lucrătorii procuraturii. Așa, momente în viață când, după mult timp, mă scrie asta băbșii și voi așa, da. Revenim. Da, revenim. Da, revenim la proiectul tău. Iar. Care se numește Ruxy. Da. Da. Ce îți trebuie dacă cineva vrea să face un videoblog? Ce lui îi trebuie? Da? Ce lui trebuie pentru ca să dorințe. Da. Dorințe, pentru că eu inițial până nu de mult nu aveam nimic, aveam un telefon și gata. Telefon. Da, dacă el n-are telefon, du-te și lucrezi, Jora. Nu, împrumut, roagă pe cineva care are, pentru că dacă într-adevăr asta îți place și îți spune lumea că uite, îți iese bine, că e interesant ce spui sau cel puțin o faci pentru plăcerea ta. Uneori chiar nu contează ce spun alții, atât timp cât faci ce îți place. Eu cred că până la un sfârșit oricum să-ți găsești auditoriul tău, știi? Și eu... Foarte mult mă gândeam că, uite, am un telefon, eu vreau ceva mai, vreau mai performant, vreau video mai calitativ, vreau... Dar unicul plus, cred că, pentru mine a fost că eu aveam stativ. Eu deja aveam de ani buni un stativ și aveam chestia aia de la selfie stick. Selfie stick. Da, eu aveam la selfie... Selfie buds. Ce asta? Asta e selfie buds. Asta e selfie buds. Și este acolo o parte care se deșurubează și foarte ușor să pui telefonul acolo pe... Și eu am folosit-o, eu leacă know-how, hop. Și asta mi-a fost ușor, că nu ținea nimeni telefonul. Și acum recent mi s-a oferit o cameră micuță așa de filmat. O prietenă de mea scump și dragă, care îi mulțumesc foarte mult. Îți folosești cât ai nevoie și o să fie mai calitative video-urile, sper, cred că. O să fie. Dar hai să vorbim despre calitatea umorului. Calitatea, da. Eu sunt... Apropo, da, eu cred că chiar dacă filmezi la telefon, dacă calitatea umorului este. Da, tu cum crezi? Eu cred că în internet, da, calitatea umorului este foarte variabilă, da, și variată. Da, variată. Sunt niște proiecte bune, dar sunt niște foarte la un slabe, nivel foarte da? jos. Da. Da. Cum tu crezi? E normal că tu poți să dai în internet, dar să postezi în internet, uh-huh, umorul de calitate proastă, da. Uite, cum am spus mai devreme, orice tip de umor își are un numit și are auditoriul său, știi? Și da, evident, noi dacă o stăm și o să criticăm fiecare că tu nu faci bine, tu e ca tu așa, că
ideea că nu se insult, dar să-i dai un, nu știu, un, să-i spui că mai, e că lucrează asupra la chestia asta mai mult, că îți iese, că nici nu știi din chestia asta mai negativă sau mai puțin reușită, poate o să iasă ceva mai, mai, mai fain, pentru că toți, absolut toți, eu cred că au început de la ceva, toți, mm-hmm. care au început că, băi, eu ce-mi place, eu vreau să fac asta, toți au început de la ceva mai, mai puțin interesant, mai puțin vesel și eu adus undeva, că contează că tu să crezi în tine și mereu să te, să te, să te faci cu mâinile așa. Să faci cu mâinile iar așa. Să faci cu mâinile așa, videoblogurile tale a să fie mai vesele și mai distractive. Azi dimineață ne-o checa o flacă, îmi pare că e de jenă, șine, șine. Am citit că savanții din Marea Britanie da. Au spus că dacă tu vii în altă țară, da? Da. Sau vrei să călătorești? Călătorești și să trăiești acolo, să... tu trebuie să știi 100 de cuvinte. Din țara da, ce? Din țara ce? Hai noi cu tine, Ruxi, să, să facem vom fi primii care să fac alfabet. Primii da, prin această lume. Da, primii prin această lume, da, limbe române care o să facem dicționar. Așa. Cu cuvintele sau cu fraze care sunt aici în Moldova populare. Da, populare și nujne. Scrie, prima, cocos. Nu. Da. Ok. На пример, да? De exemplu. De exemplu. Hai tu. De exemplu, la Ștefan. Per fraza la Ștefan. Da. Unde ne vedem? La Ștefan. Unde ne vedem la Ștefan? La Ștefan. Prima frază. Prima frază. Asta e un binariu de cuvinte, la Ștefan. Da, a doua frază, hai ia să fie legată cu cercul. Deschideți cercul. Deschideți cercul. Cercul, da. Cercul. De ce frază, da? Punctul 3, las fie. Hai, piața centrală. Piața centrală. Da. Piața asta e centrală. Foarte important. La piața centrală găsești orice, da. Orice, de la chibrite la fasole. Până la chibrite, până da. La alte chibrite. Că asta e o tocică, da? De da. La chibrite până la chibrite. Chibrite de toate felii. De felurile. Deci, felurile, da. Deci, la Ștefan. La Ștefan. Deschideți circul, piața centrală. O să vii la noi, Barack Obama. Gălbănuș. O să vină la noi Barack Obama și ce, ne unde întreabă. Să mă duc? Unde Gălbenuș. Da. La Gălbenuș. Unde se находится? Unde se află? Unde se află Gălbenuș? Gălbenuș. Bună ziua, Barack Obama. Bună ziua, domnul Barack Obama. Da. Gălbenuș la noi ce vreți, se află? Noi? Ce unde doriți? Se află Gălbenuș? Ultima fază va fi... Maxi taxi. Sau nu, sau troleibus. Troleibus. Eu consider că orice străin trebuie să meargă în troleibus, da, care vine la noi. Сколько стоит поездка в троллейбусе? Cât costă o călătorie în troleibus? Bine. Cât costă o călătorie în troleibus? Și ea costă? Știi cât costă? Crezi că eu sunt pălcean? Nu, că ea costă 1,50 € sau 75, nu mai amintesc deja. 2. Da, 2 lei, știu, desigur. Desigur știu. Bentley periparcuri. Ok, все, давай вот, să imaginăm. Lângă троллейбус. Да, да Bentley din троллейбус. Да. Давай представим, imaginăm că iară eu Barack vine. Obama. Tu, da, a, deja tu ești. Și noi trebuie să folosim numai frazele. Acestea. Care, da, acestea. Ok. Bună, bună ziua. Bună ziua, domnul Barackșca. Bună ziua, Roxandra. Mulțumesc. Unde se află Gălbenuș? Domnul Barackșca, Gălbenuș se află la Ștefan. Ca să ajungeți la Ștefan, trebuie să luați troleibuzul. Troleibuzul? Cât costă o călătorie în troleibuz? 2 lei. 2 lei. Deschideți cercul. Super. Bine, asta a fost Alexandra. Dragi telespectatori, eu cred că la voi acolo în televizoare a fost așa de vesel precum și la mine aici și chiar acum Roxandra o să vorbește o frază. Să vorbească. Să vorbească, da. Oba. Să vorbească o frază care noi trebuie să memorizăm și să poftim. Așa. Circul a plecat, clownii au rămas. Deschideți, oameni buni, circul, pentru că noi avem nevoie de umor, noi avem nevoie de veselie și avem nevoie să ne simțim bine și să trăim în veselie, da?
în fericire, avem nevoie de multă fericire. Și dacă vreți să aveți o viață fericită și veselă, uitați-vă Neața. Super! Uhu!